Este o iarnă a despărțirilor și a pierderilor dureroase pentru cinematografia românească. Ne-am luat adio de la doi mari oameni ai scenei ieri, când Alexandru Tociulescu și Andrei Blaer au fost înmormântați. Odată cu ei s-a dus, poate, într-o lume mai bună și unul dintre cei mai prolifici cascadori ai noștri, Ion Crăciun, zis Rambo de România. A jucat în peste 300 de filme, dar, din păcate, în ultimii ani a avut parte de viața amară artistului român, trăind dintr-o pensie sărăcăcioasă. Specialitatea lui Nelu Crăciun au fost dintotdeauna cascadorile cu cai. Era un spadasin iscusit și nici lupta corp la corp nu era străină. Așa și-a căpătat numele de Rambo, pe care l-a confirmat în scena de bătaie din filmul Neamărind Miliardar. Unde-i geanta? Nu știu, a luat-o cineva. El a făcut bătălia din bar, unde cu mare actorii am zapelea, mă rog, Jean Constantin. Dansau și pe ce trebuia să înceapă rupe. I-a avut colegi de platou pe celebri actori francezi Gérard Depardieu și Jean-Paul Belmondo. Iar în anul 2000 câștiga împreună cu Asociația de Cascadori premiul Hercule, echivalentul unui Oscar în branșa lui. Din păcate, sărăcia l-a ținut acasă. Chiar el spunea că nici nu știu marinare cu ce să merg la Hollywood, că au fost invitați, pentru că nici măcar nu am cu ce să mă îmbrac. Crăciun Ion a fost unul dintre cei mai mari cascadori ai României. Un infarct l-a luat pentru totdeauna dintre noi la vârsta de 66 de ani, dar apropiații lui sunt convinși că și sărăcia i-a grăbit sfârșitul. Avea o pensie de doar 460 de lei pe lună. Cu gândul la exemplul lui, Asociația Cascadorilor vrea să propună Parlamentului o lege privind stabilirea unei rente viagere pentru cascadorii pensionați.